Deschidem și Cartea Sfântă la pagina 598, în Cartea Psalmilor, Psalmul 78. Vom citi cu ajutorul lui Dumnezeu din Psalmul 78, pagina în Scriptură 598, să fim cu luarea minte la cuvântul Domnului. Un cuvânt de înțelepciune, un cuvânt potrivit pentru sărbătoarea de astăzi, un cuvânt potrivit pentru toți cei care suntem părinți și pentru cei care vor deveni părinți. Omul lui Dumnezeu Asaf în Psalmul 78 spune: ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile. N-am putut spune amin după versetul acesta. Aș fi spus amin după versetul 7. Iubiții Domnului, suntem împreună în casa Domnului. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici împreună cu dumneavoastră. Fratele păstor, data trecută, mi-a zis: când mai vii în zonă, vino să petrecem împreună în casa Domnului. Sâmbătă am fost la cursul acesta de instruire, de pregătire a învățătorilor, care e organizat în zona aceasta, Austria Sud, în care participă învățătorii din biserica din Kaffenberg, chiar din ambele biserici, biserica din Gleisdorf și bisericile de aici din Graz, biserica Bethlehem și biserica Sion. E adevărat că sâmbătă aceasta învățătorii de la dumneavoastră n-au fost, sunt situații și situații. Ne rugăm Domnului să binecuvinteze toți lucrătorii cu copiii. Amin. Am venit împreună cu un coleg, adjunctul meu în lucrarea aceasta cu copiii la nivel de cult penticostal, și el chiar se trage din zona Alba, din Oarda, de unde se trage fratele păstor de la Betleem, fratele Hanchiș, și atunci am convenit de la început să rămână dânsul acolo și noi și eu să fiu aici împreună cu dumneavoastră. În această dimineață cerem îndurarea Domnului asupra noastră. Amin. În această dimineață stăm înaintea Domnului și ne rugăm Lui ca El să ne vorbească prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Amin? Vedeți dumneavoastră, trăim vremuri foarte grele. Așa cum spunea fratele păstor, suntem poate ultimii și vine sfârșitul. Și în aceste vremuri ale sfârșitului, discutam cu fratele păstor și se vede cu ochiul liber, bătălia cea mai mare nu se dă la nivel de adulți. Dacă vreți, nu se dă nici la nivel de tineri. Deși diavolul și-a diversificat ispitele și felurile de atracție,
spre lume, spre El, pentru tineri, bătălia cea mai mare se dă la nivelul copiilor. Și pentru că bătălia se dă la nivelul copiilor, vrem să învățăm astăzi, cum spune omul lui Dumnezeu Asaf, înțelepciunea vremurilor străvechi. Vedeți dumneavoastră în istorie educația copiilor și felul cum copiii au fost educați, metodele și filozofiile de educație au dat rezultate și au rezistat secole de-a rând. Trăim vremuri în care filozofia educațională s-a schimbat, în care suntem învățați să-i lăsăm pe copii să se dezvolte liber. Nici unde în universul ăsta Dumnezeu n-a zis să se dezvolte liber. Când vorbim de pomi, mergem și curățăm pomii. De ce? Să aducă roadă bogată. Când vorbim de plante, influențăm într-un fel sau altul prin măsurile pe care le luăm ca să fie frumoase, să fie aspectoase. Când vorbim de animale, intervenim ca să fie rezultate bune, dar când e vorba de filozofia educațională, în ceea ce înseamnă copiii, trebuie lăsați să se dezvolte liber. De ce? Ca să vină sfârșitul mai repede, să fie dezastru mai repede. Trăim vremuri complicate în care diavolul pregătește lucruri servite pe tava copiilor și noi ca și părinți nu suntem conștienți ce există în spatele desenelor animate, îi lăsăm să stea acolo ca să fim liniștiți noi, nu suntem conștienți ce există în spatele educației în școli, la grădiniță, educație sexuală, anormală. Nici măcar nu învață așa cum Dumnezeu a lăsat lucrurile și aș putea continua cu tot felul de argumente plauzibile. Cred că în dimineața aceasta nu trebuie să argumentăm, ci în dimineața aceasta să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, să știm ce să facem pentru copii, cu copiii noștri, ca să putem într-o zi noi și toți copiii pe care Domnul ne-a dat, și nu numai copiii, și nepoții și neamul de oameni care va ieși din noi, cu toții, într-o zi, să fim acolo în cer cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Vedeți dumneavoastră, dacă un copil vrea să influențeze rezultatul unui joc, tehnologia este avansată, copiii se joacă jocuri, bine ar fi să fie supravegheați ce jocuri se joacă, bine ar fi să fie limitați la timp, pentru că cei prea mult strică. Interesant că nu vor copiii și nici noi adulții să exagerăm cu timpul în ceea ce înseamnă rugăciunea, deși nu ar fi exagerare dacă ne-am ruga ore pe zi. Nu exagerăm în ceea ce înseamnă cuvântul, deși nu ar fi exagerare dacă ne-am pune să memorăm cărți din Biblie, nu doar să le citim. Nu ar fi exagerare să fim în casa Domnului în fiecare zi, așa cum spunea fratele păstor, rețeta primilor creștini, rețeta vremurilor străvechi, dar copiii noștri exagerează în ceea ce înseamnă tehnologia și ar trebui să-i limităm. Și un copil, ca să influențeze rezultatul unui joc, el apasă pe butoane și devine câștigător în jocul respectiv. Întrebarea în dimineața aceasta se naște: ce ar putea influența viața unui copil ca într-o zi acel copil să slujească Domnului și nu doar pentru un timp, ci să slujească pentru totdeauna Domnului? Ce ar putea influența viața unui copil?
Vedeți, dumneavoastră, trăim vremuri în care există tot felul de reclame, dacă faci așa, obții așa, aici este secretul în privința ca să rămâi tânăr, secretul în privința ca să păstrezi un anumit număr de kilograme și tot felul de secrete. În această dimineață ne rugăm Domnului ca să ne deschidă ochii să vedem înțelepciunea vremurilor străvechi, pentru că acolo sunt secretele ce influențează viața unui copil pentru ca el să slujească Domnului. Și fie ca Domnul să ne dea lumină, să ne vorbească aici și la casele noastre și dacă avem hotărâri de luat, să le luăm și dacă avem lucruri de schimbat, să le schimbăm pentru ca noi și copiii noștri într-o zi să fim acolo în raiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ce influențează viața unui copil? În primul rând, viața copilului este influențată de părinte. Și o să spuneți, frate, sunt alte lucruri. Sunt. Dar când un copil se naște, primul lui contact îl are cu mama, apoi îl are cu mama și cu tata, mai ales când își cere drepturile printr-un plâns hotărât. Atunci când în familia noastră au venit copiii rând pe rând, eu de altfel tot timpul mă știu plecat în misiune, drumuri, oboseală, și când copilul și copiii mei vroiau să-mi vadă fața, scoteau câte un strigăt, eu zic de biruință, că pentru că în urma plânsului automat îl iei în brațe, vorbești cu el, se liniștește. Vedeți, dumneavoastră, părinții influențează în primul rând viața copiilor. Apoi sunt alte lucruri care le influențează viața. Dar până ei să vadă, să audă, să cunoască, până ei să citească și să cunoască cuvântul Domnului și alte lucruri, ei citesc ce înseamnă să fii un pocăit, un urmaș al lui Hristos, citesc în viața părinților. Cum ar fi astăzi să mergeți acasă și să-i puneți pe copiii dumneavoastră, mai mici sau mai mari, să vă pun așa la zid, între ghilimele, și să vă spună cât de pocăiți vă văd ei. Sau să vă spună, după cum vă văd pe dumneavoastră, așa cred ei că-i Domnul Iisus și așa cred ei că-i pocăința și mântuirea. Aveți curajul. Parcă îi un nod în stomac. Parcă vine să spui, mă, frate, treci la alt capitol. Aș trece, fraților, dar vreau să fim conștienți. Părinții influențează viața copiilor și în special în ceea ce înseamnă lucrurile spirituale. Ce fel de părinte ai fost tu și am fost eu până acum? Zice, frate, mi-e teamă să apăs pe buton, că zice, Duhul Sfânt îmi aduce aminte, dacă apăs pe buton și zic, da, vreau să văd, îmi aduce aminte toate fazele când am fost un părinte semipocăit sau poate chiar lumesc. Îmi aduce aminte toate lucrurile în care am greșit, nu fără de voie, ci cu voie, fraților, și lucrurile se complică. Vrem copiii noștri să slujească Domnului, vrem copiii noștri să fie implicați în lucrarea Domnului, dar noi slujim Domnului câteodată și nu ne implicăm în lucrarea Domnului. Vedeți, românii sunt oameni înțelepți. Poporul român are multe proverbe de înțelepciune. Unul dintre proverbele de înțelepciune ale poporului român spune că așchia nu sare departe de trunchi, nu? Așa cum e părintele,
campi acolo, va fi și copilul. Și știți care e problema? Lucrurile rele care le văd la noi, le văd odată și le învață perfect. Lucrurile bune care ar trebui să le învețe, trebuie să le explicăm de multe ori și trebuie să stăm în spatele lor ca să le învețe. Te aude copilul vorbind odată ceva nepotrivit. Poate te-ai supărat pe soție, poate te-ai supărat pe patronul de la muncă, poate te-ai supărat pe frații din conducerea bisericii și spui ceva. Abă, copilul o să țină minte. Peste un timp, când va veni vorba de patronul de la muncă, când va veni vorba de conducerea bisericii sau când va veni vorba de soț sau soție, copilul va zice, da, așa-i. Și vrei să-l înveți să se roage rugăciunea Tatăl nostru când e mic. Și tot repeți cu el și tot repeți cu el. Și greu învață. Și vrei să-l înveți să se roage la culcare, să se roage la trezire, să se roage când servește masa și tot trebuie să-i aduci aminte și greu învață. De aceea, iubiți frați și surori, în această dimineață, Domnul vrea să ne îndemne pe fiecare să ne facem o analiză. Ce fel de viață de pocăit am avut până acum? Ce lucruri trebuie să schimbăm? Poate că aici sunt în sală persoane care nu mai au de schimbat lucruri. Sunt ca și primii creștini, plini de Duhul Sfânt, în fiecare zi sunt la casa Domnului, le împlinesc pe toate și nu mai e loc de schimbare. De-aia e Domnul să fim toți așa cum ne vrea Domnul. Doar că dacă ne uităm în dreptul nostru, fiecare, avem scăzăminte, avem lucruri de schimbat, avem lucruri de îmbunătățit. Și când le schimbăm odată? Călătoresc mult, merg în casele fraților, și am observat un lucru interesant și bun. Când sunt copii mici și sunt copii în casă, se fac modificări, se fac amenajări, zice, domne, să se bucure și copiii noștri de casă, de asta, când or fi mari și or pleca la casele lor, degeaba facem atunci renovări, modificări. Intrăm un pic în împrumut, facem ceva și facem lucrul ăsta. Și am zis, uite ce filozofie bună, să se bucure copiii de casă. Din punct de vedere spiritual, când facem modificările care trebuie în viața noastră? Când om fi bătrâni că trebuie să plecăm la Domnul și atunci le punem toate în rânduială? Da, ne ajută pe noi, Domnul ne va primi în cer, în rai, dar copiii noștri când vor învăța? Când vor fi influențați să urmeze pe Domnul, dacă exemplul nostru, cât ei sunt copii, nu este bun. Ceea ce ești tu vorbește mai mult decât ceea ce spui cu gura. Noi cu gura învățăm bine, fraților, dar cu viața corespundem la ceea ce învățăm cu gura? Știți, în România există o vorbă poate înțeleaptă. Zice, mă, nu fă ce face popa, fă ce spune popa. Probabil că în ceva biserică istorică preotul le spunea de bine, dar nu făcea bine. Să învățăm din greșeala altora, să le spunem copiilor ce să facă, dar să facem și noi cu viața noastră. Doamne ajută-ne! Amin? Influențăm copiii noștri în ceea ce privește, dacă vreți, modul de venire la casa Domnului. Pentru că tot spunea fratele păstor să facem ceva. Vedeți dumneavoastră, bătrânii noștri, bunicul meu, pionier al mișcării penticostale, acolo pe niște sate la noi, altfel priveau casa Domnului și la început nici măcar n-aveau o clădire. Se adunau la cineva acasă, într-o cameră, altfel doreau rugăciunea și părtășia cu Domnul,
era vitală, esențială pentru viața lor, nu ceva opțional, cum este pentru noi acum. Discutam cu bunicul și era mai mic și prea multă biserică. Știți, copiii trebuie să-și găsească loc în casa Domnului. Dacă vreți, studiile care s-au făcut și se fac afirmă faptul că un om, dacă simte că aparține locului, locului de muncă, bisericii, unei instituții unde este, altfel merge acolo și altfel înțelege lucrurile. Când eram eu copil, nu era școală duminicală, nu erau prea multe care să se facă pentru copii, chiar salut de bine inițiativa aceasta cu corul de copii, cu ideea de a veni în curțile casei Domnului și aici să ne petrecem timpul, să ne jucăm cu copiii, să chiar salut de bine lucrul ăsta. Și nu erau atâtea pentru copii și mă plictiseam la biserică. Pe vremea aia nici predicile nu prea erau predici, erau așa mai mult îndemnuri. Acum avem predici, avem tot ce trebuie și uneori tot nu ne trage spre biserică. Și ziceam bunicului, bunicule, prea multă biserică. Zice, hai să-ți spun ceva. Știi care a fost secretul în care noi ca biserici am apărut, ne-am înmulțit și am crescut? Spunem că de la bătrâni ai de învățat. Zice, noi în satul ăsta, un sat mic, ce să vă zic, acum sunt 50 de locuitori în tot satul. Zice, noi în satul ăsta am înțeles că rugăciunea, părtășia împreună, studierea cuvântului, care de fapt le prezintă și Biblia ca și secrete, ca și chei, participarea la masa Domnului, la cina Domnului, sunt lucrurile care ne țin aproape de Domnul și care îi face pe cei din jur să vadă că noi slujim Domnului. Mai bunicule, ia explicăm. Păi zice, de exemplu, noi aveam mai multe slujbe la casa Domnului. Au, zic, nu-mi spune asta. Ba, zice, noi ne întâlneam marța, ne întâlneam joia, ne întâlneam sâmbătă seara, ne întâlneam duminică dimineața, ne întâlneam duminică la prânz și ne întâlneam duminică seara. Mă zic, da, duminica trei slujbe? Zice, da, mergeam la casa Domnului, cântam, ne rugam, ceva învățătură, nu erau atunci predici ca acum, mergeam acasă de amiază, mâncam. Păi, dar zice, ce să facem noi acasă? Hai, ne ducem la casa Domnului, mai cântăm, mai ne rugăm. Zice, pe la 5-6, după amiaza mergeam acasă, că veneau animalele de la câmp, mulgeam caprele, vacile, una alta, și seara ce să faci? Păi mergem la casa Domnului, ne întâlnim cu Domnul, ne rugăm. Apoi am primit mai târziu un mesaj de la fratele Petru Popovici, bătrânul, care spunea că în anii 1950, în biserici baptiste, în unele zone ale țării, așa la sate, erau trei slujbe duminica. Trei slujbe duminica. Și zic, bunicule bun, trei slujbe, sâmbăta, joia, marța, cam prea mult. Zice, stai că nu ți-am zis tot. N-o zic, dar ce mai vrei să spui acum? Lunea, miercurea și vinerea, ne adunam în familii la cercuri de rugăciune. Tot rugăciune și cântare. Mă zic, bunicule, dar voi când mai munceați? Păi zice, stai să spun. Seara veneam de la munca câmpului, ne spălam un pic, mâncam ceva și mergeam la rugăciune. Și zice, Domnul lăsa har, binecuvântare, revărsarea Duhului Sfânt. Și zice, ne prindea miezul nopții la rugăciune și la cântare. Zice, altă dată plecam dimineața de la rugăciune și cântare, de la cercul de rugăciune, plecam direct la munca câmpului. Și munca câmpului e muncă grea.
când sapi cu sapa la prășit, faci bătături, când tragi cu coasa. Bă, zic, bunicule, dar cum rezistați voi? Și după aia m-am gândit, nu era colesterol pe vremea aia, nu erau multe lucruri pe vremea aia, pentru că oamenii căutau pe Domnul, în primul rând, postul. Spunea bunicul, dar eram 2-3 zile pe săptămână în post. Și vedeți, lucrurile acestea, lucruri care sunt vestite de înțelepciunea vremurilor străvechi, rețeta primilor creștini, lucrurile acestea noi le-am primit poate în a doua generație, dar vă spun sincer, fraților, ca un slujitor, un prezbiter, văd ce se întâmplă în biserici și unde sunt eu și în bisericile care merg. De la an la an se tot taie ceva. Sunt biserici care se adună duminica de la 10 la 12. Nu judec, nu, doar analizăm un aspect. Sunt biserici care slujba de peste săptămână sau slujbele de peste săptămână, una de rugăciune, una de rugăciune și de învățătură, băi, nu mai vin frații, le scoatem. Sunt biserici care duminica nu mai au două slujbe, au o singură slujbă de 2 ore. Discutam, am un unchi în America, o biserică americană unde merge, zic, mă, unchiule, voi cum sunteți cu întâlnirile, cu părtășia cu Domnul, cu părtășia cu biserica? Bă, zice, la noi lucrurile sunt foarte simple. Bă, m-am gândit, o fi în fiecare zi dacă sunt foarte simple. Asta ar trebui să fie foarte simplu, rețeta primilor creștini. Zic, des, cum? Nu, zice, noi ne întâlnim duminica pentru o oră și atâta tot. Și atunci ne mirăm că copiii cresc și se duc în lume, ne mirăm că sunt probleme în familii, probleme între soț și soție, probleme de tot felul. Fraților, să nu dăm de lucru lui Dumnezeu. Are El suficient de lucru. Să nu-i dăm de lucru ca degetul Lui să apese asupra noastră și să ne aducă Domnul unde trebuie, așa, prin încercări, prin probleme, să ne treacă prin tot felul de situații. De ani buni de zile mă rog Domnului și mă pregătesc pentru ce va urma, un fel de conferințe pentru părinți, și studiez multe cazuri. Le observ, nu intru așa chiar în amănunt. Vreau să vă spun că n-am găsit o familie până acum pe care să o observ și familia aia să fie prezentă la casa Domnului și peste slujbele normale, familia aia să fie implicată în activitățile, în slujirile din biserică și în alte slujiri de misiune, de ajutorare, să fie foarte implicată, familia aia să aibă un timp în familie cu Domnul, cu rugăciune, cu citirea Bibliei, să le facă toate cum trebuie, cât mai aproape de rețeta originală. N-am găsit o familie care copiii lor să fie în lume și să aibă probleme mari cu copiilor. N-am găsit. Poate există asemenea situații, dar eu n-am întâlnit. Dar nu așa pe ultima sută, au copiii 14-15 ani, acum ne punem la pocăință, prezență. Nu, nu. Dinainte de a avea copiii, să fie constanți cu pocăința, cu slujirea, cu tot ce cere Domnul. N-am întâlnit o familie de genul ăsta. Dar vreau să vă spun cu durere, și asta vă așteaptă, pe cei care nu sunteți serioși cu Domnul, cu pocăința, cu prezența la biserică, cu rugăciunea, cu postul, cu toate disciplinele spirituale. Și hai să zicem, să fie doză dublă, să fie în exces, să fie spre extremă. Pentru cei care sunteți și poate suntem reci, comozi, și așa, câteodată ne aducem aminte de Domnul, să știți că asta ne așteaptă.
copiii noștri nu vor fi în clocot pentru Domnul. Vor fi în clocot pentru lucrurile lumii. Vreau să vă mărturisesc cu rușine ceva din viața mea. Erau copiii noștri mai mici și am avut o perioadă de ceva săptămâni, joia, cum e slujba la noi la Reșița, în care, nu știu, diavolul m-a înșelat și am zis, bă, ce slujbă e aia? Și așa vin puțini. Și cine vine nu predică cum trebuie. Și cântările merg cum trebuie. Și nu merg cum trebuie. Și am zis, eu nu mă mai duc joia la biserică. Eram în comitetul bisericii și eram diacon. Vă spun cu rușine lucrul ăsta. Și am stat acasă. Am stat acasă nu să mă uit la televizor, nu, să studiez, să pregătesc seminarii pentru învățători, să pregătesc predici, deci tot cu cuvântul Domnului, dar acasă, nu la biserică. Și într-o zi, după câteva săptămâni, soția a venit și a zis, ma, ce faci tu nu-i bine. Ma, știi cum e, așa-i bărbatul. Dacă îi zice un alt bărbat ceva, parcă primește mai bine, dar dacă îi zice o soră sau soția lui, zic, auzi tu, lasă că știu eu ce fac, dar eu slujitorul Domnului. Mă zice bărbate, cu înțelepciune, cu mare înțelepciune, zice, ce faci tu nu-i bine. Dar tu nu vezi că ce faci tu nu-i bine. Și zice, uite, îți dau câteva argumente. Zice, de când tu nu vii joia la biserică, copiii noștri nu merg la biserică joia. Păi zic, da, au teme de făcut. Zice, nu fi așa sigur. Își fac ei de făcut teme. Zice, eu am crescut într-o familie în care prezența la biserică nici măcar vorbă să se discute. Se executa de bună voie sau ori de nevoie, casa Domnului, casa Domnului, nu lipsim. N-avem altceva de muncă decât dacă lucra mama la fabrică, schimbul 2, nu pleca de la muncă de acolo, dar n-avem altceva, casa Domnului, punct. E adevărat, erau niște măsuri așa mai, zicem noi, mai comuniste, da? Erau bune. Acum prea le negociem cu copiii noștri și nu mă pierdem. Și vine vârsta când n-ai ce să-i faci, dar cât ține de tine, mâncă în casa ta și tu îl ții, regula-i regula. Zice, fii atent, tu faci ce vrei, că nu, tu ești capul și eu trebuie să fiu supusă, cu alte cuvinte. Dar zice, ce exemplu ești tu pentru copiii noștri? Vă spun, dacă mi-ar fi dat două palme, cred că mi-ar fi fost mai ușor. Niciodată n-am primit o palmă de la soție, nici vorbă. Eventual așa pe urmă, bravo soțule și așa. Și Duhul Domnului m-a cercetat, pentru că am fost deschis. Dacă astăzi ești în casa Domnului și ești deschis, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Poate că nu ți se potrivește multe lucruri din ce se spune azi aici, dar poate ceva ți se potrivește. Și Duhul Domnului mi-a vorbit și am zis, băi, rău am ajuns. Îs în comitetul bisericii, îs diacon, îs predicator, absolvent de institut teologic și nu mă duc la casa Domnului joia. Da, dacă ar fi ca pe vremea lui bunicu, și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică trei slujbe. Eu nu mă duc joia la casa Domnului. Și am stat și mi-am cerut iertare Domnului și am zis, Doamne, ajută-mă. Nu ține în seamă lipsa mea de la casa Domnului. Fă cumva și copiii mei să șteargă din memoria lor episoadele astea când nu mergeam la casa Domnului, să nu-i afecteze mai târziu. Și am adunat familia și a trebuit să recunosc că am greșit. Cât ești de bărbat și preot în familie, așa zice Biblia, atunci când greșim trebuie să recunoaștem.
Dar nu doar să recunoaștem, să îndreptăm lucrurile. Și am zis, băi copii, tata vostru n-a făcut bine că n-a mers la casa Domnului. Da, bă, tati, da, știi, e plictisitor la casa Domnului. Nu știu de unde o fi auzit, probabil de la mine o fi auzit, nu? Dar știi, bă, tati, că joi avem teme de făcut. N-o zic, copii, uite care-i treaba. Joia se merge la casa Domnului, nici nu discutăm, duminica două slujbe, duminica între programe, pregătiri de talentul negoți, repetiții, zic, nici nu discutăm. Dar tu-ți dai seama, tată, că noi ne ducem cu temele nefăcute. Deja am prins întăritură în mintea lor, s-au obișnuit joia să fie acasă. Nu știu ce teme făceau, că erau cu caietele, dar pe sub caiete, probabil cu telefoanele, la jocuri, ce știu eu ce făceau, nu eram eu chiar cu ochii pe ei. Zic, fiți atenți, voi sunteți la liceu baptist, noi la Reșița avem liceu baptist, de la grădiniță până la liceu, liceu creștin, joia mergeți la biserică și dacă nu terminați temele, joia până la biserică și ceva după biserică, vineri vă duceți cu temele nefăcute și să mă sune pe mine profesorii sau pastorul liceului și o să-i zic că vă dă prea multe teme joia, că joia și la ei casa Domnului și copiii trebuie să meargă la casa Domnului. N-a fost nevoie, fraților. Până la programul de biserică, toate temele făcute, totul rezolvat. Fraților, venitul la casa Domnului este unul dintre lucrurile în care trebuie să fim exemplu, dar nu doar atât. Vorbirea noastră. Am auzit un caz odată și am învățat din ce am auzit. Se spune că la un moment dat, într-o familie, tot se discuta lucrurile negative de la biserică. Deci se discuta de la biserică că predicatorul n-a predicat bine. Se discuta de la biserică că păstorul nu știu ce, cântăreții nu știu ce. Și numai negativ. E adevărat, toți avem greșeli. Și predicatorul, și cântărețul, și slujitorii.